Primarul Marcel Romanescu a primit ajutor din partea parlamentarilor mai mult decât se aștepta. Acesta este răspunsul pe care i-l-a dat deputatul Mihai Weber, edilului șef care a cerut sprijin pentru a primi fondurile necesare de la guvern în vederea finalizării stadionului municipal. Eu cred că domnul primar Romanescu a primit tot sprijinul care putea să-i dea orice parlamentar, mai mult decât a sperat domnia sa. Pentru că la discuțiile privind alocarea sumei respective, privind aprobarea indicatorilor respective, am participat alături de domnul primar și, bineînțeles, împreună cu staful domniei sale la București. De asemenea, tot timpul am ținut legătura cu reprezentanții Ministerului pentru emiterea hotărârii de guvern necesară suplimentării fondurilor respective. Deci, cred că în ceea ce privește aportul și sprijinul nostru l-a avut. Mihai Weber a declarat că stadionul din Târgu Jiu va fi finalizat în luna septembrie. Acum, acesta a spus că primăria trebuie să se implice mai mult pentru a se respecta acest termen. Deputatul PSD susține că trebuie organizată chiar licitație, cu toate că fondurile nu au fost încă alocate de guvern. Acum mai trebuie să fie implicată și primăria, în sensul că trebuie urgentate procedurile de licitație pentru ca obiectivul respectiv să fie recepționat la data la care s-au angajat că o respectă, respectiv în la sfârșitul lunii septembrie. Deci banii de la guvern când preconizați că vor ajunge? Deci banii de la guvern sunt alocați, trebuie să-și urmeze procedurile și în regim de urgență de a atribui lucrurile respective unei firme, aici nu știu ce, cum, așa ține de serviciile primăriei, repet, astfel încât obiectivul respectiv, pentru că stadionul propriu-zis este finalizat, dar tot ceea ce înseamnă rețele și, mă rog, celelalte lucrări auxiliare trebuie finalizate, pentru că obiectivul trebuie să fie recepționat în totalitate. Costurile pentru finalizarea lucrărilor exterioare și racordarea la utilități, precum și remedierea unor deficiențe constatate în execuția stadionului, se ridică la aproximativ 4 milioane de euro.